din programul. Noi avem întrebări, Bendeac are răspunsuri. Astăzi, femei. Fizic? Vrei să spun așa un model fizic? Modelul fizic absolut este Mila Kunis. Dumnezeu. Nu eram pe fază, eram în altă parte când s-a vorbit despre femeile din viața lui Mihai Bendeac. Iar ca model, ascultați-mă, ca model de lava piciorului, unde sunt eu cu obsesiile mele, știți cine este numărul 1 în România? Ghiță Mureșan. Ce? Anda Adam. Ireal. Este perfecțiunea într-un chipat. Nu e, mă, băi, făcută obsesia, ți-am spus că nu este neapărat treaba asta. Și cum trebuie să aibă? Să aibă 46-47 la picior, cu păr pe degete, vezi, cu niște unghii de-aia mari, colțuroase? Ca Anda Adam e perfect. La picioare. Dar cum știi tu că Anda Adam e perfectă la picioare? De pe Wikifit. De pe ce, mă? De pe Wikifit. Wikifit? Există așa ceva? Da, există Wikifit pentru oamenii ca mine. Nu cred că există Wikifit. Da. Băi, eu nu zic, eu nu sunt o genul ăla de om rău, hai să-l omorâm pe Bendeac. Nu sunt un tip violent. Dar... Bă, dar de când există această categorie umană? Eu nu fac parte din categoria umană, hai să-l omorâm pe Bendeac. Marea majoritatea populației. Nu, zic să-i scoate mațele până își revine, adică... Chiar există Wikifit. Îi pune mațele pe jos și spune unde deplasa că le pierzi. Vrei să închidem definitiv și irevocabil acest subiect arătându-vă niște picioare perfecte? Da. Ok. Se numește Madison Ivey. Este o actriță din industria pornografică și din cercetările pe care le-am avut până în acest moment, consider că ea are picioarele perfecte. De-aia caută și Delia, că nici Delia nu s-a rup. Ce zici, mă, ești pe Wikifit? Bă, dar chiar, mă, Delia e pe Wikifit? Deci n-am căutat niciodată. A, gata, mă, gata. Deci, hai ca să vă arătăm. Madison Ivey, fit, da? Pac, pac. Pac, uite bă, e perfecțiune. Și la Madison Ivey este perfecțiune. Este minunăție. Mamă, deci e mai puțin periculos să vin goală la filmări decât să vin papuci sau în picioarele goale. Deci, jur. Cam asta e concluzia, adică nu, chiar nu dacă... te descălța. Eu cred că Mihai Bendeac și-ar găsi fericirea într-o echipă de fotbal feminin. Nu te dracu de pervers. Nu e niciun pericol, bă, pentru că eu nu pot să privesc pe matache decât ca pe o soră. Dar te uiți la picioarele ei. Băi, dovada că eu sunt cel mai civilizat dintre voi. Hai să fim serioși. Mirai, yeah. Faci un cortisito. Ah, da, asta e grație. Okay, asta e o picioare perfectă. Din ce văd aici? Ochiul de expert. E feng shui-ul tău, e nebunia ta. Iau de nevastă. Ba, adevăr e că nu e rău. Tu nu ne cunoști, nu suntem niște persoane foarte, foarte normale. Mă rog, eu sunt probabil cel mai cunoscut food fetișist din România. Nu pot, mă. Ce vrei, mă, dacă nu pot? Este viitoare mireasă de mediu. I know, nu, dar pur și simplu, nu poți să-i spui unei femei care mâini frumoase să spun. Te rog frumos. Ok. Și din ce văd, mor dacă nu spun asta, pentru că trebuie să devii un model la nivel natural. Așa arată niște picioare perfecte. Ce să fac, mă? Și în rest, sunt impresionat. Muchas gracias. Asta e tot ce ai putut? Nu sunt atât? Îngrozit de numărul tău, sunt îngrozit de colegul meu. Este un bărbat rudimentar, necioplit, medieval chiar. Eu nu sunt așa. Bă, eu de ce nu am remarci de genul ăsta? De ce nu fac chestii de-astea? De ce sunt reușesc să mă controlez atunci când... Cine știe ce mizerie am eu în cap de genul ăsta și mă uit în concurentă și nu mai ia gura pe dinainte. După acest număr înfiorător, el a avut această deviere de comportament. Te rog frumos, încalță-te. Am văzut câțiva oameni. Îți mulțumim frumos că ai venit aici în seara asta. Data. Grazie. Bă, cât de cretin am fost. Cu ce? Doamne, mă, ce ai făcut? Ce ai zis? Chestia aia cu picioarele femei. Bă, și mi-a zis de 10 ori că nu spune nimic despre picioarele. Pune-mă două vorbe și gata, mă. Bă, nu spune despre picioarele femei. Chiar m-am gândit de nu știu câte ori și în timpul numărului și așa, știi? Mă, hai să nu spui asta. Bă, nu e ok să spui despre picioarele femei. În momentul în care am deschis gura, am spus despre picioarele femei. Bă, dar chiar nu puteam să zic... Tu dai seama câte c***le îmi vin mie în cap și mă cenzurez la umor în loc să le spun pe toate?
puteam să nu am o reacție de obsedat? Doamne, mâncați-i! Băi, am obosit, unele chestii se repetă. Deja este recunoscut la nivel național că Bendeac vrea să tălpi. Era aproape măritată. Chiar dacă era, chiar dacă... Doamne, cât de idios. Bă, dar dacă din ultimele luni asta este singura dată când socializez cu oameni... Normal că dacă apare o femeie, dacă eu nu merg în club, nu mă întâlnesc cu nimeni. Doamne. Da, sunt perfect. Dar cred că avea picioarele perfecte. Cât am putut așa să vedem, nu, de aproape nu. Cred că avea picioare perfecte. Nu înțeleg. Ia uite, bă, iar început.